Gata. Ce avem la această speță până? Dat fiind stadiul anchetei, pot să vă comunic că în urmă cu aproximativ o oră, Tribunalul Constanța a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile a inculpatului pentru comiterea infracțiunii de omor calificat, constând în suprimarea cu intenție vieții fiicei sale. În timpul anchetei, ce a declarat? Inculpatul a încercat să susțină o versiune care să-l exonereze de răspundere penală și și-a construit apărarea în sensul că ar fi fost martor la sinuciderea victimei. Însă ancheta care s-a realizat în toată această săptămână, probele administrate au demontat situația de fapt relatată de acesta și așa am ajuns la concluzia certă că el este autorul infracțiunii de omor pe care a comis-o prin sugrumare. Deci victima a murit prin asfixie mecanică datorată sugrumării. Iar acele înțepături din jurul gâtului? Nu au nicio relevanță judiciară, nici medico-legală, sunt superficiale, subcutanat, nu au produs niciun efect în organismul acesta. Ce s-a întâmplat practic acolo? Ce spune el? În ce sens a participat la tentativa ei de sinucidere? El se apără afirmând că a asistat la momentul în care ea s-a sinucis injectându-și o substanță otrăvitoare. Și de ce nu a intervenit? Că nu a avut timpul necesar. Și urmele de la gât? Și le-a făcut tot fata? Nu a putut să explice aceste aspecte și alte amănunte care conduc la concluzia că el este autorul faptei. Întrebat fiind despre împrejurările omorului, așa cum au rezultat ele din anchetă, nu a fost în situația să dea o explicație logico-juridică. Care este atitudinea lui în toată această perioadă? Este o atitudine greu de înțeles pentru noi oameni, nu? Pentru că este foarte greu să încerc să vă explic de ce un tată poate să-și suprime viața fiicei. Este foarte... Probabil că psihologia ar putea să ne spună. Era copilul lui? Biologic? Lucrul acesta cred că are mai puțină importanță. Nu cunosc dacă era sau nu era copilul biologic, era copilul pe care îl creștea în propria casă.